cu succes în cadrul echipei naționale. Marius a făcut un pariu cu sine însuși și spunea că vrea să-l facă pe Coții să nu mai fie teamă de coborâri și să-și facă cele 6 aparate, pentru că el practic s-a axat pe 2 aparate în ultima perioadă, pentru că era teamă să se dea jos de pe bară, de pe paralel, ceea ce mi se pare ciudat. Un sportiv care face de 10-12 ani gimnastică, să-i fie teamă să coboare și să nu, din această cauză să nu-și facă antrenamentele? Da, din păcate se mai întâmplă asemenea... Ați mai întâlnit asemenea gimnaști? Am mai întâlnit, mai puțin la băieți, mai mult la fete. Există anumite momente și noi spunem că sunt destul de greu de rezolvat asemenea momente, fiindcă întotdeauna coborârea este elementul care se execută pe oboseala maximă în urma execuției exercițiului și în momentul în care nu ai mare stabilitate pe coborâre, totdeauna aceasta devine un soi de loterie. La loteria asta, dacă pierzi de 2 ore, a treia oară începe să-ți fie frică. Pierzând, ce înseamnă? N-ai reușit să aterizezi corect, n-ai reușit să termini rotația, n-ai reușit mai multe lucruri. Ai și căzut, pierzi și punctul, pierzi căzut, și legare, pierzi tot. Sigur, însă, ciudat. Hai să nu folosim cuvinte grele. Coții a făcut concursuri pe 6 aparate în momentul în care n-a avut niciun soi de presiune a echipei sau a rezultatului, în care era presat, hai să zic, numai de dorința lui de a face rezultat, în care s-a clasat foarte bine. El, dacă ar fi concurat la campionatele mondiale făcând același punctaj pe care l-a făcut la turneul maeștrilor organizat în Germania, ar fi fost pe podium la individual compus. Cred că a fost o lecție pentru el, pentru că l-am auzit spunând după aceea că regretă că n-a făcut individual pentru mondiale și că începând din acest an, chipurile au luat de la capăt. Eu sper să fi fost o lecție. Salut inițiativa lui Marius de a-și autopropune pariul respectiv și e foarte bine, fiindcă în principiu ca antrenor, ca om, component al unui colectiv tehnic, trebuie să-ți propui lucruri pe care să vrei să le rezolvi. Dacă va reuși acest lucru, Coții va fi un câștig de mare clasă pentru bătălia la individual compus. Nu sunt prea devreme europenele în acest an? Sunt devreme, în general, europenele au început să fie un pic programate cam devreme. Probabil că în acest an s-a avut în vedere și calificarea pentru Jocurile Olimpice de Juniori, care se va efectua în cadrul acestor campionate europene, unde vor fi și juniori prezenți și la băieți și la fete în acest an. Este un pic de vreme. Este de vreme pentru metodologia noastră de pregătire, pentru periodizarea noastră. Pentru faptul că nu aveți bani, și revenim la acela subiect, nu aveți buget, acum ar fi trebuit probabil... Haideți să o lăsăm un pic mai târziu cu bugetul. Iarăși nu vreți să vorbiți de bani astăzi. Să lăsăm un pic mai târziu, vorbim și de bani, dar să o lăsăm un pic mai târziu, că ajungem să ne supărăm prea tare și mai avem încă emisiune. Da. Deci dacă nu vreți să vorbim deocamdată de bani, haideți să vorbim de fete, pentru că nici acolo situația nu este foarte roz. Sandra Izbașa este încă accidentată, la recuperare. Ana Maria Tămurjan urmează să fie operată. Gabriela Drăgoi, nici ea nu este în plinitudinea forțelor. Cerasela Pătrașcu încearcă, dar nu se știe dacă va putea să mai revină undeva în top. Cu cine lucrează Nicolae Forminte? Păi, în primul rând, nu lucrează numai Nicolae Forminte. Nicolae Forminte este șeful de colectiv la lotul olimpic. L-ați numit numai pe gimnastele, hai să spun... Cu vechime, pentru că practic vreau să spun, cu renume. N-aș vrea să spun cu vechime, fiindcă fiecare dintre ele are încă posibilitatea de a continua activitatea, fără să aibă nicio clipă senzația că a îmbătrânit în această ramură sportivă. Cu atât mai mult cu cât gimnastica feminină a început să fie accesibilă. Ce se întâmplă cu Sandra? În ce punct se află recuperarea ei? Deci Sandra, în mod sau din punct de vedere medical, este cu recuperarea încheiată. Sigur că ea lucrează pentru antrenarea
segmentului pentru revenirea tendonului la elasticitatea și la dimensiunile lui normale. Evoluția a fost excepțional de bună, evoluția ei în refacerea ei, în recuperare. Iar ceea ce este important din punctul meu de vedere la Sandra este dorința ei de a continua activitatea. Ceea ce este extrem de important, pentru că Sandra are o vârstă, are un palmares și ar putea foarte bine să spună, băi, nu mai mă interesează. Absolut, dar eu privesc lucrurile inclusiv prin ajutorul pe care Sandra ar putea să-l dea acestui lot ca lider al acestui lot. Deci este un om care a trecut prin multe și bune, și rele, și foarte rele. În momentul în care încep să conștientizezi toate aceste lucruri, devii într-adevăr un lider care poți să sprijini activitatea și să o canalizezi către o direcție bună. Fiindcă pentru noi lucrurile sunt, din păcate, clare în acest moment, există o anumită lipsă de motivație la nivelul copiilor, nu vorbesc numai de copiii noștri, ci în general în sport, probabil gândindu-ne la faptul că există foarte multe posibilități de a alege în viață în afară de sportul de performanță. Ce se întâmplă cu Ana? Am înțeles că ea va fi operată săptămâna viitoare la Târgu Mureș. Da, trebuie să facă o intervenție chirurgicală, nu extrem de complicată. Sper că acest lucru nu va reține mai mult de 3 săptămâni, o lună din pregătire. De ce nu a făcut-o imediat după Beijing? Pentru că ea se vaită dinainte de Jocurile Olimpice din 2008, de acea durere la coasă. Mie greu să vă explic 100% treaba asta. Probabil că a fost decizia colectivului tehnic, a medicului care este acolo. E greu să vă spun eu exact de ce s-a luat această decizie. Ceea ce este clar că pentru Ana, mondialele au fost Ana Maria, hai să nu mai zicem Ana, că mai o să vorbim și doar de Ana Porgras. Da? Deci pentru Ana Maria, mondialele au fost un șoc. Un șoc, zic eu, care a trezit-o. Și în acest moment are efectiv dorința de a reveni serios în activitate. Sunt convins că Ana Maria are mult încă de spus în activitatea de gimnastică. Da, că practic ea nu este doar o simplă gimnastă de echipă. Ea nu a dat tot ce putea să dea pentru această disciplină sportivă. Sigur că pe lângă cele pe care le-ați pomenit, mai sunt o serie de sportive de excepție care încep să se alăture echipei naționale. Ana Porgras sunt una dintre ele. Aici trebuie să încep cu Ana Porgras. Ea este